Prin emoțiile examenului de evaluare națională trec în această perioadă pe lângă mii de elevi din județul Gorj și doi deținuți încarcerați la penitenciarul din Târgu Jiu. Aceștia au învățat în fiecare zi, au făcut lecții și teme cu profesori din cadrul grupului școlar Bârsești. Doi deținuți susțin probele din cadrul examenului de evaluare națională pentru acest an școlar. Astăzi au susținut proba la disciplina matematică, iar proba la disciplina limba română au susținut-o în data din 19 iunie. Probele se susțin în interiorul penitenciarului Târgu Jiu, într-un spațiu amenajat corespunzător. Asistența a fost asigurată de o comisie stabilită de către Inspectoratul Școlar Județean Gorj. Toate probele au fost desfășurate sub supraveghere audio-video. Rafael are 30 de ani și este unul dintre cei care au susținut astăzi proba la matematică în cadrul evaluării naționale. Susține că subiectele au fost mai dificile decât cele de luni de la proba de limba și literatura română. Rafael mai are puțin timp până când se va elibera. Spune-ne ce probă ai susținut până acum. Am susținut proba la limba și literatura română și astăzi am susținut la matematică. Cum a fost? Peste așteptările mele, foarte ușor. Din punctul meu de vedere. Te-ai descurcat și astăzi? Da. Ce note te aștept să obții? Note de trecere, 7, 6. A fost greu să te pregătești pentru acest examen? Ținând cont de faptul că am avut niște profesori deosebiți în cadrul penitenciarului, nu. Și am participat zilnic la activități în penitenciar. Care probă ți s-a părut mai grea? Cea de la limba română sau la matematică? Cea de la matematică. După ce se va elibera, Rafael vrea să continue studiile și să se angajeze pentru a-i oferi un viitor copilului său de aproape 3 ani care îl așteaptă acasă la Pitești. Susține că i-a fost dificil să se pregătească pentru examen după gratii. De ce ai ținut morții și să susții examenul chiar și aici? Deoarece este ceva bun pentru societate, deoarece sunt cu conducere fără permis în cadrul penitenciarului. Ne trebuie pentru a da un examen de conducere pentru anumite și niciodată școala nu strică. Ai nevoie de cel puțin 8, 8 clase, 8 da. Clase ca să susții examenul de... Da, să susții pentru... Sau... Da. Ce îți dorești pentru... Să fiu lângă familia mea, am un bebeluș, în vârstă de 2 ani și 5 luni, iar sunt de profesie muzicant. Când o să ies afară, o să-mi continui activitățile. Un alt tânăr care a ținut morțiș să susține examenul de evaluare națională este Mihai. Este din Târgu Cărbunești și vrea să se înscrie la o școală profesională în 2 săptămâni când se va elibera. Cum a fost pentru tine să te pregătești pentru acest examen și aici? A fost dificil, dar am avut parte de câțiva profesori care ne-au predat și au fost niște oameni foarte drăguți și au dat toată silința și nu a fost chiar atât de dificil. La probă, la examenul propriu-zis, ți-a fost greu? Am avut destul timp pentru a ne pregăti. Am fost, eu sper, cât de cât pregătiți datorită profesorilor care ne-au explicat atât de frumos, fost pe înțelesul nostru, au avut răbdare cu noi și n-au fost absolut deloc, mi s-a părut. Va fi dificil. Ce probă ți s-a părut mai grea? Cea de la română sau matematică? Română mie mi s-a părut puțin mai dificilă pentru că se cerea mai mult de scris. De asemenea, alți 3 deținuți vor susține tot în această săptămână examenul de bacalaureat. În această perioadă se derulează și examenul de bacalaureat. În cadrul acestui examen, 3 deținuți susțin probele pentru sesiunea iunie-iulie. Avem un deținut care susține în întregime toate probele, iar 2 vor susține doar probele scrise. Săptămâna viitoare, toți cei 3 deținuți vor susține probele scrise conform calendarului examenului național de bacalaureat pentru sesiunea pentru anul școlar 2016-2017. Cursurile liceale și examenul de bacalaureat se derulează sub coordonarea Liceului Tehnologic Bârsești. La finalul acestui an școlar am avut 8 deținuți care au absolvit clasele 1-4,
9 deținuți care au absolvit clasele 5-8 și un număr de 18 deținuți au urmat cursurile liceale. Probele vor fi supravegheate audio-video, la fel ca în fiecare centru de examen din țară.